Ok, bună ziua tuturor și bine am găsit la un live nou pe canal. Nu știu dacă cineva a intrat încă pe live, dar acest live va fi și pus pe YouTube, așa că putem să începem să vorbim, nu? Bun, să vedem că nimeni nu a intrat. Noi suntem pe live-ul nostru și intrăm astăzi pe live. Vom juca un pic de Euro Truck Simulator, deci nimic nou. Nu? Bun. Haideți de unde am rămas la episodul trecut. Suntem pe serverul Europa 2, dacă mă întrebați și dacă voi vreți să... Nu știu. Ok, văd că am mai făcut ceva și m-am oprit în... Sunt în Bruxelles, am continuat drumul spre Calais. Și ca să ieși din aglomerație. Trebuie să scoate și noi. Până de aici. Se pare că am rămas aici. Acum așa aici. S-au făcut și zi între timp. Bun și... Ok, văd că se uită cineva, așa că te salut cel care te uită. Cel care se uită la noi. La mine, bun. Continuăm drumul către Calais. Și am mai făcut drumul ăsta către Bruxelles în timpul liber pe care l-am avut ca să mai stau în aglomerația din Duisburg, pentru că era foarte mare aglomerație. Nu? Și mă bucur că v-ați uitat la celelalte episoadele mele, v-ați urmărit și sper că a fost ok cu microfonul nou, adică până m-am acomodat și eu cu căștile care să le am pe cap, nu? Sper că în live voi face și un review sau după live voi face un video cu review la căști. Imediat după, nu vă țin așa de mult live, nu mai vreau să fac de test. Da. Asta ce face aici în drum. Ce viteză am prins, 207. Hai să facem accident. Chiar din începutul live-ului. Nu știu, eu... Nu știu, ciudat să faci live și să ne dau multe ori, pentru că acum am uit pe telefon sau dacă merg live-ul. Sper că am atins viteza maximă, că e de 227. Și bine, vreau că nu mai avem... Pa, 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 oh, mama. Ok. O luăm și noi pe aici. Aici ceva aglomerație. Oh, ce bogat ăsta în el. Există tot felul de proști pe... Ia cu tac. Bun, și stai să mă uit. Trebuie să fiu atent și la telefon și la... Stai să mă uit dacă merge live-ul. Văd că cineva se uită la live, așa că te salut cel care se uită. Și mulțumesc că ați făcut timp și te-ai uitat la mine. Și dacă chiar vrei să lași ceva acolo, uită-te, scrie ceva în comentarii că... Scrie comentarii și o vei ține cont de tine. Nu știu, am mers încolo, nu? Opresc pe dreapta. Ok. Și dacă tot ai Euro Truck, poți să vii și să joci cu noi. Cu mine, adică, de fapt, cât mai au admis. Noi nu către cale, nu? Hai să mergem în Duisburg. Ok, văd că live-ul merge bine, este tot ok la noi în live, așa că da. Mă opresc să facem mai face live-ul și pe călcător, că așa mă pot să... Asta, știi ceva, nu mă opresc. Continui drumul, nu văd de drumul meu. Bun, deci... Cel care se uită, dacă se uită la mine... Să dai în comentarii să nu te simți... Rușine, dacă vrei să scrii ceva. Vreau, cred că mă uit la
comentariul tău, cum ai zis. Chiar te rog să scrii. Că să lași un like sau ceva, mai bine. Mai bine, pentru mine, mai bine ca de un comentariu, pentru că văd ceva susținere de la voi sau... Și mie cred că nu-mi place să vă citesc comentariile. Și blaze se sare le-mi bat fix în ochi. Live-ul ăsta, deci, continuarea live-ului, mă rog, live-ul o să fie, după ce o să termin, să fie postat pe YouTube, așa că uitați-vă. Hai, acum să încercăm să-l prindem pe ăla, prindem 200 pe drumul, acest drum, și îmi bate să le direct în ochi. Ce zice să-l prindem pe ăla? Oh, nu, 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 nu e bună. Ok. Nu cred că nu mai prindem pe ăla, nu? Dar bine. Ok, m-a speriat că zice ceva de mine. Și eu n-am făcut nimica. Oh my god, ce în față. Ok, că mi-am putut la live, trebuie să fiu atent. Și am intrat și pe... Am timp aici. Nu merg în spate, te rog. Pornește-l. Îmi fac și timp să intru pe live. Ok. Mai bine live-ul, așa că e ok, pun, ok. Și pentru cei noi pe live, cine a uitat acum, deci cum e Euro Simulator Multiplayer pe Europa 2, deci cine vrea să poată să intrem și facem acolo trebuie de mesaj. Și am o idee, hai să vă las, Skype-ul în descriere de la următoarele videouri, deci cine vrea să face cu mine pe Skype să mă apeleze. Opa, apeleze. Iar fărânele. Am mai și român pe aici. Mamă, ce te luam. Ciao, ciao. Mergeam în continuare. Uai, mâncați și luam pe ăsta, mă, ești nebun. Aveam fix, fix 8 shop sau nu știu cât aveam. Bă, luam în plin. Hai, e ca pucă. Dar uite și pe ăsta, mă, mâncați și pe contrase. Și acum uită-te tu la el. Aoleu, mamă, cum s-a aruncat, ești nebun. Ce și pe ăsta acolo? Man! What did you... Băi, să-mi bag pula-n nasea ta. Mă fere și traducere, mă, te rog. I bug to your nation, my dick. Ai de cap, mă. E bun.
Ce mai tare trasele. Da, mai poți să vii măcar? Da, merge, merge. Oh, perfect. Da, hai că l-am pus și eu la 8-8 la oră. Și îl țin așa constant. Într-a patra. Numai nu știu fotbal unde mai e, că se pare că... Mă răs pe ăsta, văd că se vede ce facem. S-o gătat fotbalul. Da, s-o spară mingea. Aaaa, o lua crash, înțelegi. Hai să vedem ce putem face. Asta văd că tot vorbesc în română. Nu știu, m-am făcut la stările așa, dar îmi fuge tirul la orice direcție. Stai, știi că nu e singur, eu mă chinui să țin din mouse. N-am reușit nici atât cu mouse-ul. Ce vorbesc ăștia? Da, da, de aici. Și puneam sensibilitatea la 50 și cred că intram în toți partiții, l-am luat rând. Nu, no, eu nu știu cum l-a setat, pe cuvântul meu. Dar el m-a obișnuit și așa mă duc cu el. Are grijă pe aici. Mamă, ce-i pe aici? La milimetru. Trebuie să belești bine, nu ochii n-o prinzi. Hai, fac și pe ăștia mai încet. Altfel nicio șansă. A fost o dată, stăteam la coadă pe aici, pe undeva. Și hai că l-a suprimă ușor că vine curba să vezi că ucidere mult. Ia uite tot. Bă, tu știi cum, tu știi cum fuge ăsta? Man, sorry for that. Hai de capul meu, ești bun cu metre. Da, zi. Cred că nici băcar n-a pasat bine pe A că-mi fugi. Ia uite, și ăștia doi s-au ras bine de tot, că este unul care taie banda, mă, și dacă taie banda, îți dai seama că nu prea ai ce să mai reacționezi. Really? Auzi că BMW. Hai mă, dă mă, drag. Ia uite, hai. Deci dacă ajung cu tirul ăsta până în cale cu DM 17%, îți bun. Uite și pe ăsta mă mâncați aici. Mamă, ce-a fost acolo, nu știu ce era, aia tot vorbeam în continuare. Nu știu dacă mai merge live-ul, să vedem. Unde m-a dat? Cam pe acolo am făcut accidentul. Mă duc în cale. Ok, ce doar persoane care ți-e de acum, vă rog frumos să scrieți în comentarii cine se uită, deci vă rog frumos, chiar vă rog. Ce care ți-e în momentul ăsta la live, să se simte liber să scrieți ceva în comentarii, pentru că pe mine chiar mă susține chestia asta, chiar vă rog. Bun, hai să mergem noi către aia care vedeau pe acolo, să ne băgăm în fața lor, nu? Așa se face. O persoană, văd că cineva și de pe live. Să ne grăbim până n-ajung și aia în cale. Nu fie aglomerație prin cale. Și mă simt bine să fac live-uri pe, cu un nou microfon, pentru că mai mă chinui să vorbesc și nu mi se mai aduce vocea. Deci pentru mine, ho-ho. Și deja ține vreo 20 de minute live-ul, nu? Thank you.
cred că vine încă, nu? Probabil. Încă pe drumul ăla, dintre cale și Duisburg. Ciao, doram eu, bă. Pe contrasens. Yes, yes, hello, hello, my friend. Čišo, nám má dvojša vojsa? Verím, že je kombustibil se pane. Bia, šol mi nám bia. Dávi vám benzínari na propiere. Nu știu dacă mergem pe beți. Drumul ăsta era probabil, nu? Zic și eu. Ba, aș fie. Am mai căzut încă o dată și să vedem ce mai facem următoarea dată. Probabil că ne ducem tot încolo, nu? Mi-a întrebat de ce nu să nu merem încolo. Are foarte... Și-a dat controlul, să reparăm totuși. Cred că și-a avea drum până în cale dacă nu mă înșel, nu? Și... Ok. Mamă, ce e aici? Azi mi-e și ne viteză pe aici. Rămân, mi se iese în H4, ca să știu dacă zice cineva zice bine. Să mă bag în el, nu? E așa, e logica, e o track. Dacă cineva zice de tine, trebuie să te bagi în el. Sorry, sorry, very, very sorry. Me too. Nu știu că mai prinde pe România. Încă... România, atacul unul cu tag de România. Parapetul să mă întopăgat. Ok, cam, nu știu dacă te mit din live-ul de vreo 20 minute, cam așa, fix. Încă, pe, vreau să-l fac să-mi ia prin pe aia. Nu știu să mă bag în ăla, că l-a băgat mie de fapt în el. E mare diferență. Nu. Am zis că nu-și prea tare de volan, probabil, și... Eu nu știu. Oh, cum trecut de la milimetru, ai de cap. Ai de capul meu. Cred că s-a deși scârțit de la scaun. Asta și mă chinui acolo să mă uit să văd dacă nu-l venit aia încă. Așa se prind. Uite.
combustibil. Nu mai am mulți kilometri până la benzinăria. Aici ajung. Începe aici. Te rog. Iar am picat. Super. Ah, ce tot se face? Bun, hai să luăm în altă parte, să nu mai mergem în aceeași parte. O să regăsim în live-ul failurilor. Mere, pentru că asta e celul nostru, nu? Până la urmă nu ne derajează nimic. Aici mai apropiat de benzinărie. Dar cred că ajung și real totuși. Nu sigur, dar cred că... Dacă nu e acolo așa aglomerație, cred că aș reuși. Am intrat pe drum, să sperăm că aici nu se mai cădem. Combustibil se pare că... ăla. Rău de tot. Sper că mi-ajung la benzină. Să fac ceva la setări ca să văd dacă își revine tirul. Că am neclar în curând. Da, păi da, și eu topățesc asta, nu știu de ce. De fapt, stai că eu nu alimentez, că mai am motorină destulă. Să mă bag prin dreapta ta. Chiar aici, lângă domnul Robby Bobby Yellow. Ciao, ciao. Salut, salut. Făcui ceva, dar nu știu dacă a făcut bine. Salut, colegul! Să trăiești! Hai să plecăm, să vedem dacă merge. Am dat de român pe aici. Hai să vedem, eu, că era să mai ghez remorca, dar e în regulă.
Bă, ce am o să te întreb? Cam ce DLC-uri ai? Ce-ți, DLC-uri? A. Pe contul al vechi aveam Going East to Scandinavia și Heavy Cargo ăla. Cargo Pack. Da, și acum pe contul ăsta am zic Heavy Cargo și Going East to. Da, am înțeles. Tu, tu ce ai? Heavy, Heavy Cargo mi se pare super mișto. Eu le-am pătat. Da, chiar mișto. Am vrut să-mi cumpăr tot DLC-ul pe acolo, dar era vreo 70 de euro și... Bă, man, ce facem ăla? Nu, no, păi știi de ce faci așa? Aia e cea mai instabilă remorcă din tot jocul. Pe bune? Da, 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 și e foarte scurtă, știi, și n-are mult, dar și... Și tot timpul așa ți alunecă, deci că ești cu BMW cu tracțiune în spate. A mea, uite, uite. Uleu, ule, 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 da, ce faci, mă? Oricum puțin o frână. Frânele tale. Că în să pun frână de urgență, apăs pe toate butoanele care au legătură cu frâna. Pe S, pe spațiu, pe ăla de retard. Era să-l pup eu pe Mihnea acum. Așa, fără să vreau, fără să vreau. Mă, mai e, mă. Am de mult. Level continuă, noi ne distrăm. Dacă puse la 70, te aștept. Hai că încerc să-i dau și eu așa încet încet. Ia uite pe ăsta, mă, mâncați aia și curat. Eu mă chin aici cu 60 la oră, ăsta vechi că costă 60, pe lângă mine ca... Andrei de Q. De Q. Da. La cât l-ai pus? Da, îl pus la 70 ca să mă ajungi. Am înțeles. Păi hai că acum am prins și o de viteză, așa. Că l-am destin. Uită-l pe ăsta, mă, ăsta are speed hack, fii atent la el. E un rus. Cine? Eu nu m-am tatăl. Vine că mai bine, uite-te de... Bă! O e în dreapta, nu? Da. Ce te pupa Mihnea? Păi apăsai fără să vreau pe downshift, știi, și băgai în N. Am înțeles. Cred că i-am făcut cel mai larg viraj. Da, români, români, că eu așa știu că-s români. Vorbim românește. Da, vorbim românește. Românurile. Băi, mereu un curând de ucu, ăsta, au cu două, cu două. Și-a... Parapet. Da, 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 uite pe ăsta, mă, mâncați aia și curat. Pe intr-o depășire, semnalizele, să bagă la mine bandă. No, de aici am începe lagul. E bun. Pe unde? Mm-hmm. Păi deja... Așa încep ce? Să o... Ce specificație? Trebuia să o luăm la dreapta, da, mă rog. Corect, ce dreapta? Mi-a mers tot înainte. Lasă-mă, că eu merg după tine acum, e ok. E bine, asta e bine. Și așa ce era plin. Ce specificație? De 3,2. O placă video nu extra, vai de mine ce. Nu e pentru jocuri, mai mult pentru pui mei birotică, programe din astea. E bună așa, că niciodată sunt mai prejos decât tine. Așa, îmi duce Eurotrack-ul pe mediu și o destul de mulțumit. Câteodată mai am freezer, că e ceva normal pe multiplayer. 4 GB de RAM. Și pui mei. Un laptop, ăsta laptop, pe dracu, un monitor mișto. Dar stai, pune la pa, pa ce, bun. Încerca să te urmăresc, știu ce mai, nu te-am mai găsit. Ia uite pe ăsta, mă. Crea moment, tu de dacă se poate. Ce? Îmi place că noi am zis inițial că mergem în cale, știi? Acum că ne-a răzgândit, toată lumea vine după noi. De cum îl trebuie? Mă tăți așa din spate, direct, așa. Fă bără în coadă, că e bun așa. Ce aici? Exact. Eu am parcă... un I5 de la un prietenaș. Mi l-a făcut cadou. 8 GB RAM și aia, băi, de capul lor, 1600.
Ia uzi la unui 750 care și la aibă vai de bumbă lui. Ia uzi la el, mă, și-o cu placă e din aia, știi, Intel HD Graphics în pui mea asta, cu 750 la OLED, nu mai are niloc, aia. Cuvântul meu, mă, bă, dar unde mai are până la urmă, totuși? Sper că nu mă trimiți în Anglia. Pe mine acolo mă trimite. A, ești nebun și vrei să duci cursa? Dacă vrei, o luăm înapoi și mergem unde ai tu cursa. Stai liniștit. Unde? Deci în Anglia, zis, așa ai? Hai că vin cu tine. Asta ce facem? Nu mai țin mult nici live-ul. Cala is Folkestone, luați bine. Așa, credeam că nu l-aș bine. Băi, numai într-o direcție puteam să iau. Uite, acum am intrat și mie cu verde. Aaa, acum am un punct verde pe hartă, mă, uaaa! Suntem diferiți, suntem speciali. Auzi că ăsta din fața mea, pe ăsta din fața mea îl cheamă Shelby GT500. Ia auzi. Shelby, ai tu formă, săracule. Shelby, adică cea mai puternică versiune de Ford Mustang produsă vreodată. Undeva la 500 de cai sau ceva gen. Mă mâncă în cursă, dau sensibilitatea mică la virajele și acum de-abia virează. Din ce? Din tastatură, a? Da, de pe tastatură. Se explică. Am auzit de mă nervează una și mă bag în el. Ce? Aici frumos e să joci cu un volan. Dar la 800 nu știu câte grade, toate cele. Cel mai mișto e să te joci cu un Trasmesh T300. Mamă, și ăla are 1800 de grade. Deci, de la Link. Și Geo. Așa și Geo, știu. Cred pe linie. Da, că acum nu mai știu unde trebuie să ne duce. Sper să mă redirecționeze. Dar tu unde ți-e destinația, de fapt? Să mă apiți la greșiu. Uite-l, bă, așa se depășește, mă. Pe plimbăm și unde-i pusim pe aici. Trebuie să mai posta, nu știu, 10 minute sau ceva gen. Bă, ce am să zic, dacă vrei, caută-mă și pe Facebook, exact cu același nume. Paul Tismat. Nu pot să zic. Așa, mă bul pe vrăjirea. Toată lumea are probleme cu chestia asta. Da, exact așa și pe Facebook. Și ce am să te întrebi, ești pasionat de mașini? Da, e mecanic, așa că ar trebui, sunt destul de pasionat. Uita-l mă pe ăsta pe contrasens, mă, în el mă bag. Asta pe contrasens, adică pe... Intră-n el. Ai! Bă, bună, ce faci, bă? Stai bine acolo, mă? Da. Cred că se cred că pe săracu. Fii să gata banda, fii atent. Mai decat. Mamă, ce era să-l plezesc pe ăla în albastru? De-aia zic că dacă ești pasionat și așa, nu știu, mă te cam pe tine pe Facebook în pui mie, dar dacă vrei, după ce termin, caută mă tu. Am închide live-ul imediat, așa vreau să arăt o chestie super mișto. O chestie super mișto, ce nu cred că ai văzut niciodată. Eu, în general, sunt pasionat de Audi cel mai mult și după Mercedes. Am înțeles. Yes, pasionat de toate mărcile, dar eu ăștia două îmi place mai mult. Păi am înțeles,
Am înțeles, păi și eu cu audio îmi dai seama că mai ales a 4, forță, chestii, știi? Mamă, ăsta nouă model să-mi fac ceva aici, că a făcut și ăla colegul de la Cavaleria, unui eu. Și a zis că e cel mai reușit, mă tău. Am chei, cred că aici am un mașină de live-ul, cred că s-o strâneți ceva. Aia să strâneți mașini în adevăratul sens. Bă, iar ajungem la portul ăsta. 35 de minute, deci e cam ok. Băgă și-o asta. Și în următorul live sau în următorul episod. Pace.